Salutare tuturor, eu sunt Dragoș și astăzi m-am regăsit cu un nou video în care vom deschide mai multe chesturi pe contul domnului Benny. Domnul Benny, după cum știți, am mai așcat și pe contul lui, am făcut și un live acum două săptămâni pe contul lui. Și uitați că de această dată el ne-a pregătit un super magical, două magicaluri, un epic, un clan chest din câte văd și cred că mai avem ceva custom, da? Și încă, hai să-l deschidem că și așa ne pică cine știe ce. Hogul ăla e bun. Da, adică ați văzut tema acestui chest opening este culoarea mov. Domnul Benny a strâns numai chesturile mov, aparent. Înainte de a continua, aș vrea să vă reamintesc să apăsați buton de like și de subscribe dacă n-ați făcut-o cumva, deoarece în acest moment mi-a arătat susținerea pe care mi-o acordați. Și acum hai să-i dăm drumul să continuăm. Deschidem free chesturile, nimic interesant. Poate Goblin Gang-ul ăla. Mie îmi place Goblin Gang. Mi se pare o carte foarte bună. Furnal și Cannon. Merge. Hai să deschidem acum... Ce-l deschidem? Epicul sau Crown-ul? Cred că e Epic chest-ul mai degrabă l-am deschide. Deoarece de acolo nu prea pică nimic, hai să-l deschidem. Poison, Clonă, Mirror, Goblin Barrel. Nice. Doar că din câte știu nu folosește niciuna dintre astea. Hai vedem crown chest-ul. Ali Barbs, Arcașe, Mega Minion și epica este Baby Dragon. Merge. Hai să vedem ce deck folosea, ce avea în el. Momentan nu am luat nimica. Poate în următoarele. Arcașe, Bomb Tower, Exit Collector și iar Goblin Barrel. Actual duce la level 5. Dacă se chinuie. Hai să deschidem clan chest-ul acum. Gold, Valkyrie sau Karine, Spear Goblins, Minions, Huawei, o picat destul de bine, Inferno Tower, hai toate, avem toate rarele, dar n-avem comune, n-avem, da. Și Bowler. Acceptabil. Doar că nu prea folosește nimic din cărțile astea, ceea ce nu e bine. Mai departe, Gold, Furnal, Elibabs, dar avem aproape toate comunele, cred, mai trebuie încă vreo 30 ceva și mai avem 4 cărți, avem șanse la legendar acum. Avem toate comunele, ne-au împărțit epicele, de ce, frate? Dacă nu ne împărțeai epicele, aveam legendar din Magical. Hai, ultima șansă. Din SMC sigur trebuie să pice ceva bun. N-are cum. Și avem Gold. L-am umplut de Gold. Goblin Gang, bun, hai. Elibarf, bun. Avem toate comunele, hai, dă-mi rare. Bun, dă și mai multe rare. Nu, nu, nu așa. Nu. Și regi, măi, și nici nu i-am luat cărți ca să le folosească. Măcar de picau cărți bune. Da, nașpa, ce pot spune. Și deoarece chest opening-ul trecut nu ne-a picat nicio legendară, adică cel care ați văzut mai înainte, am mai primit tot la un băiat din clan alte chesturi pe care să le deschid și și eu nu știam atunci că o să le primesc și am zis, hai să le adaug în același video. Așa că hai să deschidem ce mai are el pe aici, dăm 4 gemuri pentru silver. Bun, Tesla. Ia să vedem. Golden. Așa, acolo. Nimic interesant în acum. Hai să vedem crown chest-ul. Tesla, Skelet, Heal și Giant Skeleton. Ok. Bun, ce mai are pe aici? Uite care și aici. Haideți să vedem asta de Goblin Barrel. Nu o să pice nimic. Așa. Și la custom. Ok, locul 2. Nice. Goblin Gang, Elixir Collector și cam asta e. Hai clan chest-ul. Royal Cancer. Archers, Spear Goblins, Arrows, High Spirit, Lining și Primoski.
Nimic bun, ia veni, el ce deck joacă? Încă nu ca nimic. Ba da, un minion horde. Hai veni magical, poate ne pică ceva. 7 fire spirite, 7 elite barbs, 28 de bats. Am avea șansă. Dacă îi pica cu toate rarele. Fraților, dacă ne pica cu toate FC-le avem legendară. Și este legendară, frate. Este legendară. Hai să vedem ce legendară este. Prima legendară pe contul domnului Benny și Magdul Sparky. I-am mai luat odată legendara asta. Aparent cont domnului Magdu pică numai Sparky. Oricum, bine că am scăpat de el. Hai vedem acum legendary chest-ul. Și din legendary chest-ul, cartea care pică este prințesa. Ok, nice. Avem prințesa. Da. Ia uitați frumos aici, prințesa. Și Sparky level 2. Mai are de la vreo câteva legendare. Aici lava, dar ea sugera să țină banii pentru Mega Knight. Da, păi cam aici va încheia episodul, fraților. Sper că v-a plăcut, dar dacă nu uita like, subscribe, tot așa, și ne auzim data viitoare. Probabil mâine. Eu am fost Dragos și v-am salutat. Pa, pa!